viață ispititoare. Ar trebui să iau un clopoțel ceva mai mare. Miau! Ai sunat? Scuze că am întârziat 30 de secunde. Piper? Nu-mi vine să cred că trebuie să fac asta. Garfield s-a scos aici. Casă mare, pat confortabil, un om care îl servește. Unde locuiesc eu? În gunoaiele astea. Ba mai rău, trebuie să-i și văd casa. E atât de aproape încât se simte lasagna. Nu e corect. Și poate e timpul să fac ceva în privința asta. Să termin cu lista de verificări înainte să plec în excursie. Valiza e gata? Da. Am oprit corespondența? Da. Mâncare pentru Odie? Da. Mâncare pentru Garfield? Da. 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 Și da. Ne vedem mâine seară, băieți! În drum spre casă, să mai cumperi niște lasagne. Nu o să mai avem. A, vezi să nu deschizi ușa nimănui. S-ar putea să nu-ți deschid nici ție, dacă nu vii cu lasagna aceea. Gata, a plecat. Oricine-i fi, pleacă. Orice ar fi, nu vrem nimic. Poate e Vito cu vreo pizza? Nu cred că a comandat cineva pizza, dar nu se știe. Am comandat foarte multe. Știu, am auzit că John a spus să nu deschid ușa nimănui, dar poate e cu pizza. Da? Știi cine sunt eu? Bineînțeles, ești Bruno, motanul care locuiește între gunoaie. Te văd mereu de la fereastră. Nu! Sunt motanul care acum locuiește aici. Oh, hei, ce te-a apucat? M-a apucat să trăiesc aici, iar tu afară. Ce? Nu-mi place când John are dreptate. Dar nu-mi fac griji, Odie acolo. Îl va învinge pe bătăuș și mă va chema iar înăuntru. Da, mi-am dat seama că așa se va întâmpla. Să mergem prin spate. Repede, până nu blochează ușița pentru câini. Sigur că a trebuit să aduc niște îmbunătățiri noi mele case. Da, miau. Nu, nu, stai! Ale mele, sunt ale mele. Odie, prietene, m-am gândit mult și am decis ce vom face mai departe. Da? Vom merge să locuim în gunoaiele alea. Oh!
Nu! Nu știu ce l-a apucat. Doar pentru că mă voi căsători cu Helen? Nu se știe nici. Ah, ce bine e! Când vine omul acela acasă, îl dau afară! Hei! Hei, ce face în casa mea dintre gunoaie? Îmi repară locuința și se stabilește acolo. Cui pasă? Nu, Odi, nu e mobila pentru camera de zi, ci pentru sufragerie. Se potrivește cu perdelele. Nu e nicio cameră de zi acolo și nici sufragerie. E doar un tomberon. O antenă prin satelit? Vom conecta antena la televizorul cu plasmă din camera cu jocuri. Wow, ce frumos! Ia, super! Extraordinar! Salut, băieți! Haideți! Apa din piscină are o temperatură numai bună! Excelent! Nu are piscina acolo! Minunat! Ultimul are purici și pătuți! Era așa! Haideți! Buongiorno! Mulțumesc, Vito! Prieten, a sosit pizza! Excelent. Super! Vreau cu peperoni, vreau cu peperoni! De pizza! Nu, nu mai suport! Pizza, piscina, unde au fost astea când locuiam acolo? Hei, ne lași? Vrem să ne uităm la un film. Îți vine să crezi? Avem un remake după creaturile Kung Fu dezlănțuite. În 3D. Garfield, vino aici! Adu și potaia cu tine. Ce mai e acum? Vrei să facem schimb? Vrei să locuiești în casa aia unde e mâncare? În spelunca aia? Nici vorbă. Odi, pierdem turneul de bowling. Hai, ieșiți de acolo! E tomberonul meu și nu mai intrați acolo! Cât tupeu au ăștia să fure locuința altcuiva! Hei, fiți atenți! O să sar în piscina cea nouă! Hei, cine a scos apa din piscină? Și unde e piscina mea? Unde e pista de bowling și televizorul cu plasmă? Vreau să mă uit la creaturile Kung Fu dezlănțuite în 3D! Și unde s-au dus ceilalți? Hei, prieteni, întoarceți-vă! E prea devreme să stricăm petrecerea! Haideți, avem pizza! Ne-am întors acasă, Odi. S-a zis cu problemele noastre. Sau poate nu chiar cu toate. M-am întors, băieți! S-a anulat zborul, așa că nu mai... Garfield! Odi! Ce ați făcut cu casa? Nu noi am făcut asta. Lipsesc 3 ore și când mă întorc, totul e un dezastru. Parcă am fi în interiorul unui tomberon. Pot să explic. Dacă pot vorbi, pot să explic. Noi nu am... Nu meritați să locuiți aici. Nu după felul în care vă purtați. Nu există deranj mai mare. Ah!
Stai confortabil, Odi? Da, nici eu. Lui Johnny va trece în câteva ore, sau zile, sau ani. Ha? Ce e aia? Nu știu. E un fel de panou cu lisant sau ușă. Împinge! Ce păcut e aici? Ia uite la viață! Una frumoasă, o dansezi? Ce faci? Ce mai faci? Place de tine! Ce mai așteptați? Începe filmul imediat? Aici aveți ceva de ronțăit în vreme ce vă uitați la creaturile Kung Fu dezlănțuite în 3D. 3D! Foarte bună! Poate vom avea noroc și John nu ne va lua înapoi. E super aici. Nici nu se putea mai bine. E timpul să trecem la artificii.